Umplutura pentru sarmale. Ia uitați. Un deliciu. Sarmăluțele noastre românești. Sarmăluțe în foi de viță. Sarmăluțe bune și gustoase. Ia uitați cât este de micuță aceasta. Pentru sarmăluțele alea mici, mici, mici. O sarmăluță mică, mică, mică. Cât degețelul. Mică, mică, mică. Depinde de frunze. Puneți frunze mari, o să aveți sarmăluțe mari. O să puneți frunze micuțe, sarmăluțe mici. Să le tăiați în două. Uitați cât sunt de bune. Se mențin foarte, foarte bine. Sunt ani buni de când le punem așa, noi. Doar în sticle. Sarmăluțe bune, gustoase, delicioase. Vedeți? Frunzulița. Frunzulița păstrată în sticluțe. Punem puțin, cam o linguriță, depinde cât de mare este frunzulița. Și răsucim, răsucim, răsucim. Și închidem cu degețelul la capete. Închidem așa frumos. Ia uitați. Punem uleiul. Circa 80-100 de mililitri. Lăsăm să se încălzească. Punem și ceapa, 400 de grame de ceapă. Amestecăm puțin. Și acoperim cu un capac. Mai amestecăm din când în când. Acoperim. Acum adăugăm sosul de roșii cu pulpă. Amestecăm. Acoperim și lăsăm câteva minute să fiarbă. Deci am adăugat 400 de grame de sos de roșii cu pulpă. Acum adaug 140 de grame de orez. Amestecăm. Punem și sarea.
Sarea o punem după gust. Piper. Adăugăm și frunze de leuștean uscat. Frunze de mărar uscat. Frunze de cimbru. O să punem și un pic de condiment pentru sarmale. Amestecăm bine totul. Punem un pic capacul. Dacă aveți leușteanul, cimbru, mărarul proaspete, le puteți adăuga. Ia uitați, un pic de cimbru proaspăt am să pun, să dea gust. Din când în când noi amestecăm. Ia uitați, până când scade și când nu mai avem zeamă deloc, atunci este gata. O să dăm de pe foc și o să unim carnea. Mai lăsăm încă puțin. Vedeți, umplutura este gata. Acum o să închidem și o să dăm de pe foc. Am dat de pe foc și acum o să adăugăm carne de porc și puțină de vită. Amestec. O unim pe toată aici. Și amestecăm. Aceasta este umplutura pentru sarmale. Cum terminăm de amestecat totul bine? Facem sarmaluțele. Pentru că nu s-au înscris la canal, dacă vor să se înscrie, îi aștept cu mare drag. Este gratis. Vă zi frumoasă tuturor, vă pup, la revedere, multă sănătate vă doresc și vă mulțumesc tuturor!